început și în discursul care l-am ținut în fața colegilor mei și în fața dumneavoastră. Am participat și am fost invitat la tot felul de manifestări de acest gen, la zilele Spitalului Constantinopolis Baia Mare, la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, la, acum se desfășoară zilele Institutului Clinic Fundeni, de exemplu se organizează zilele Spitalului Municipal Moinești, unde am avut tot felul de invitații și de mult am avut în minte această idee să facem zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Și am zis că dacă tot este prima ediție, să fie o ediție aniversară, pentru că 35 de ani este o cifră rotundă, se potrivește foarte bine și cu centenarul Marii Uniri și din cauza aceasta, propriu zis, am început de anul acesta. Dacă mai rămân manager și dacă mai pot să rămân și mă mai lasă și alții, voi încerca pe perioada până pe durata mandatului meu să organizăm aceste zile ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În mod normal am dorit să organizăm aceste zile în luna septembrie, atunci a pornit spitalul, dar din păcate au fost multe evenimente la care a trebuit să particip, evenimente care erau evenimente oficiale și așa am ajuns să facem în această săptămână din octombrie.